mai frumoși. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu permisiunea dumneavoastră și cu mare drag și deosebit respect, o invit în fața domniilor voastre pe doamna Cristina Vulpe, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea partidului politic Șansă. Bravo! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi, alături de echipa noastră mare de profesioniști. Sunt Cristina Vulpe, sunt funcționar public și profesor și mi-am dedicat o mare parte a vieții procesului de educație. Sunt mamă, am 3 copii. Vă mulțumesc! Bravo! La fel ca și mulți cred dintre dumneavoastră, am ipotecă, salariu, merg la cumpărături și, în general, am probleme cotidiene ca și fiecare chișinăuian. Duc o viață obișnuită a unui locuitor a Chișinăului. Dar de fiecare dată, când îmi petrec copiii la școală și la grădiniță, de fiecare dată mă gândesc cum ar fi fost dacă această școală sau această grădiniță ar fi fost nouă, modernă, cu mobilier modern și locuri de joacă sigure. La fel ca și mulți dintre dumneavoastră, primul lucru pe care îl văd dimineața este curtea mea, în care de multe ori rămân fără flecuri la pantofi sau chiar fără tocuri, pentru că de foarte mulți ani nu a mai fost reparată. La fel ca și mulți dintre dumneavoastră plătesc utilitățile publice, dar primesc o scară veche, pentru care întreprinderea municipală pentru gestionarea fondului nu are fonduri pentru reparație. Plătim taxe pentru curățenie în oraș, dar orașul este tot murdar și așa este aproape în toate sferele. Ca mulți dintre dumneavoastră, îmi doresc o viață decentă într-un oraș normal. Sinceră să fiu, m-am plictisit de toate promisiunile și de toate basmele politicienilor noștri, promisiuni care rămân doar la nivel de promisiuni. Timpul trece, dar nimic nu se schimbă. Ceva timp în urmă, l-am cunoscut pe domnul Ilan Șor, atunci când mi s-a propus să-l ajut să studieze limba română. La acea vreme, impresiile mele despre dumnealui se bazau doar pe ceea ce spunea mass media. Dar realitatea este alta. Tot ce se spune în spațiul public nu coincide realității. Am avut ocazia să vorbesc foarte mult cu această persoană, cu acest domn, și pot să vă zic că mi-a dat lumea peste cap. Pentru că am constatat că nu este un agent al Kremlinului, pentru că am fost martoră cum copiii dumnealui veneau să-l viziteze pentru că el nu mergea acolo. Și mi-am dat seama că domnul Ilan Șor, de fapt, este omul care face cel mai mult și sincer, necondiționat pentru țara noastră. Este foarte cointeresat să-și dezvolte plaiul și meleagurile natale. Și a făcut mai mult decât orice alt politician din Moldova. Și asta nu este o exagerare. Când l-am învățat limba română, am descoperit și am văzut cu ochii mei că dumnealui lucrează foarte mult, non-stop, literalmente. Este o persoană care se străduie, muncește din greu și dedică foarte mult timp pentru dezvoltarea țării noastre și atragerii de investiții.
că ajută foarte multe sute de mii de oameni necondiționat și fără ca să-și facă publicitate din asta. Ceea ce spune foarte multe despre dumnealui ca persoană. Am aflat că orașele și satele în care dumnealui investește bani nu vor fi nevoiți să recupereze acești bani, să-i întoarcă, pentru că totul se face necondiționat. Recunosc că am vizitat Orheiul pentru prima dată abia în septembrie a acestui an. Și pentru că am auzit foarte multe despre acest oraș, am fost intrigată să văd cu ochii mei cum acolo se muncește. Pentru că au fost investite foarte multe proiecte de infrastructură și chiar și grădinițele sunt noi dotate și chiar au salină și piscină. Asta m-a făcut să văd lucrurile din alt unghi. După aceea am făcut cunoștință cu echipa și mi-am dat seama că sunt oameni profesioniști, excelenți și mari patrioți ai țărilor. Am fost inspirată și de acest fapt. Am cunoscut noul partid Șansă și am făcut cunoștință cu președintele acestui partid, domnul Alexei Lungu. Ideologia pe care o promovează domnul Lungu și oamenii care sunt în acest partid îmi este aproape de spirit. Domnul Alexei Lungu este o față nouă în politică, un om cu gânduri și intenții pure. Sunt foarte impresionată că echipei Șansă i s-au alăturat oameni profesioniști care au dezvoltat Orheiul, Taraclia și multe alte primării rurale ale țării. Oameni care au o experiență reală în dezvoltarea urbană. Nu sunt politician, ci sunt un simplu locuitor al Chișinăului. Dar eu sunt sigură, ca și mulți dintre dumneavoastră, că vreau să trăiesc în oraș confortabil de nivel european. Chiar și eu, fiind funcționar public și profesor, înțeleg că trebuie să schimbăm radical abordarea dezvoltării orașului nostru. Deci, nu mai trebuie să reparăm gropile din drumurile noastre, ci să construim noi drumuri, noi noduri rutiere și poduri. Trebuie să dezvoltăm noi cartiere ale orașului. Avem nevoie de o renovare totală a curțelor în care locuiesc chișinăuienii și nu doar de vopsit niște bănci. Nu trebuie să mai schimbăm becurile în vechile felinare stradale și avem nevoie de un iluminat stradal modern și nu doar pe străzile principale. Trebuie să ne ocupăm de vechiul fond de locuințe, case care în curând își vor epuiza resursele. Trebuie să modernizăm vechiul fond de locuințe și să construim unul nou. Să mutăm oamenii în case noi și moderne. Trebuie să construim noi grădinițe care vor fi gratuite. Nu avem nevoie de pomeni pentru pensionari. Avem nevoie de programe serioase de asistență socială sistemică. Iar suburbiile nu ar trebui doar să fie niște sateliți, ci ar trebui să primească numărul maxim de preferințe și asistență pentru dezvoltare. Tot ce am enumerat mai sus este despre faptul că trebuie să schimbăm abordarea dezvoltării orașului nostru. După cum am spus mai sus, nu sunt politician, dar vreau o schimbare în orașul meu astăzi. Membrii echipei noastre mari au o experiență vastă și fiecare este expert în domeniul său, iar doar împreună putem face multe. Și cred sincer că vom reuși. Înțelegem cu toții că pentru a transforma Chișinăul nostru, trebuie să atragem finanțare. Și aceasta este o investiție foarte serioasă. Astăzi, sau la moment, avem două surse mari de finanțare. Prima,
sunt banii din programele europene care ne sunt acordați pe credit. Iar toate aceste împrumuturi trebuie rambursate de către noi și copiii noștri. Sau a doua variantă. Acestea sunt investițiile pe care Ilan Șor le atrage și care, așa cum vedem, nu vor trebui rambursate. Pentru că tot ce spune dumnealui, ne-am convins, realizează. Iar eu, la rândul meu, voi fi gata să controlez fiecare bănuț ca acesta să meargă în dezvoltarea orașului. Astăzi, Partidul Șansă ne-a oferit ocazia să-mi propun candidatura cu condiția ca cetățenii să mă susțină. Iar începând de mâine, împreună cu marea noastră echipă, vom merge în curțile oamenilor și ne vom consulta cu chișinăuienii dacă vor susține nominalizarea mea. Țin să precizez. Vreau ca oamenii să știe. Dacă voi fi aleasă în funcție de candidat, sunt gata să realizez o mare parte a programului pe care îl voi expune curând, în 2 ani. Doar dacă Partidul Șansă și poporul mă va susține. Și dacă nu voi realiza cele promise în cei 2 ani, voi demisiona. Pentru că consider că nu trebuie să aștept tocmai 4 ani ca o persoană să se țină de cuvânt. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Cristina, o să vă rog să rămâneți aici, iar eu, doamnelor și domnilor, cu permisiunea